Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre cel mai detestat shinobi din universul Naruto. Detestat de către cine? Ei, ați ghicit, de către noi, fanii. Un personaj atât de jegos și dubios, care a produs destule atrocități încât să simțim nevoia să-l omorâm noi cu mâna noastră. Într-un mod metaforic, bineînțeles. Și da, este vorba despre Danzo Shimura, un shinobi destul de bun, care din păcate pentru el a fost contemporan cu legendarul Hiruzen Sarutobi, cel de-al treilea Hokage, și din această cauză a fost umbrit complet de acesta. Vă dați seama că fanii, în afară de Danzo, au mai detestat și alte personaje, Yaku și Kabuto, pentru că la început se dădea un aliat al frunzei, Tenten, care îl pupa în fund pe Neji la examenele Chunin, jignindu-l pe băiatul nostru frumos Naruto, Konohamaru, care atunci când era mic era portretizat ca fiind un mucos răsfățat, dar asta a trecut cu timpul, până când a învățat Rasenganul și a distrus un corp de-a lui Pain. Shizune, care o urmărea pe Tsunade ca un cățeluș, dar era la fel de useless ca și Tenten, Rasa, cel de-al patrulea Kazekage, tatălui Gaara, care a efectuat experimente pe soția sa gravidă și pe fiul său nenăscut, sigilând bestia cu o coadă în copil. Ca urmare, soția sa a murit și copilul s-a dovedit a fi un personaj extrem de puternic ce nu-și putea controla puterile. Și ultimul, care de fapt este pe locul 2 după Danzo, Orochimaru. Dacă nu l-ai detestat puțin pe Orochimaru, cel puțin la începutul seriei, înseamnă că nu ai înțeles mare lucru din prima parte. O să vorbim despre toți în videoclipuri separate, dar în mare parte aceștia sunt cei care au fost detestați de către fani. Dar în timp s-au schimbat și sunt văzuți mai bine. Dar oricât timp ar trece, nimeni nu o să-l iubească pe Danzo, deși intențiile sale au fost întotdeauna niște intenții bune spre a proteja satul ascuns între frunze. Noi l-am cunoscut pe Danzo Shimura prima dată ca un simplu bătrân din Konoha. În calitate de fondator și lider al RUT, Danzo a câștigat notorietate ca fiind partea întunecată a shinobilor. Din cauza acțiunilor sale nesancționate frecvenți și a suspiciunii sale dese, a subminat conducătorii din Konoha. În ciuda deceniilor sale de fapte suspecte, Danzo a acționat în ceea ce el credea că este binele satului. Danzo n-a fost tot timpul un nenorocit. În timpul primului război mondial shinobi, Danzo a făcut parte din echipa lui Tobirama, ce a fost înconjurată de echipa Kinkaku a lui Kumogakure. După ce a ajuns la concluzia că un membru al echipei lor va trebui să se sacrifice pentru ca restul să scape, Danzo a avut intenția să devină voluntar, în timp ce Hiruzen i-a luat-o înainte. Danzo s-a considerat slab, dar în același timp se simțea ușurat. Aruncându-se la Hiruzen pentru că s-a oferit voluntar înainte de a putea el însuși, al doilea Hokage a decis să fie el momeala, în timp ce l-a numit pe Hiruzen ca succesor spre șocul lui Danzo. Echipa a reușit apoi să scape cu prețul vieții lui Tobirama. După ce Hiruzen a primit titlul de Hokage, Danzo a început să plănuiască pentru ca într-o bună zi să-l obțină și el, dar prin alte mijloace. Luând operațiunile mai clandestine ale satului, lucru pe care Hiruzen l-a considerat normal din cauza propriei sale îngăduințe, i-a permis lui Danzo să creeze filiala Ambu, numită RUT, organizația fiind sub comanda directă a lui Danzo. În cadrul acestui grup, Danzo însuși a ales cu mâna sa diversi tineri și nobi cu un potențial vizibil și printre aceștia vă amintesc de Sai și Yamato. Devenise atât de obsedat de titlul de Hokage încât în timpul celui de-al treilea război mondial shinobi, Danzo a fost de acord să acorde ajutorul lui Hanzo din Amegakure pentru a primi ajutor în revendicarea titlului de Hokage, trimițând câteva dintre forțele sale să se ocupe de Akatsuki, dar toate au fost eliminate de către Nagato, iar în anime se descoperă că Danzo l-a manipulat pe Hanzo pentru a-și uni forțele cu el împotriva celor din Akatsuki, aducându-i cadavre lui Ame și nobii uciși, susținând că au fost omorâți de către cei din Akatsuki. Într-adevăr, erau membrii RUT deghizați în shinobi care au fost uciși în timpul dezlănțuirii lui Nagato, fiind inițial folosiți pentru a întrerupe un tratat de pace între Konoha și Iwa în căutarea sa de a întări Konoha. Odată ce și-a unit forțele, Danzo s-a apropiat de Akatsuki ca un shinobi Ame pe nume Kanzo, informându-i că Hanzo îi permite grupului să întreprindă negocieri de pace, ceea ce desigur a fost un șiretlic inventat de shinobi aliați. Danzo este un rege al înșelăciunii. Înainte să arate ca ultimul om bătut de soartă, Danzo a avut de asemenea interacțiuni cu Orochimaru, care l-a însoțit împreună cu Tatsuma Aburame la orfelinatul din Konoha, unde a înarmat puternic un fost agent Ambu pe Nono,
Kitano pentru a se infiltra în Yua și pentru a confirma informațiile despre ceea ce planifica satul. La scurt timp, Danzo îl observă pe Kabuto Yaku și că spionează de la fereastră și decide să recruteze și băiatul. Cu toate acestea, în timp, atât Kabuto cât și Nono devin active, prea periculoase pentru a fi lăsate în viață. Danzo l-a trimis pe Orochimaru pentru a se asigura că nu există supraviețuitori, însă l-a luat pe Kabuto sub aripa lui fără știrea lui Danzo. La un moment dat, Orochimaru a înlocuit chirurgical brațul drept al lui Danzo cu cel al lui Shinuchiha, folosind pe mâna sa și ADN-ul lui Hashirama Senju. Mai târziu în anime, când Hiruzen a căutat să pună capăt vărsării de sânge din cel de-al treilea război mondial Shinobi printr-un armistițiu cu celelalte sate, Danzo și-a exprimat disprețul simțind că un astfel de act scuipă în memoria tuturor shinobilor din Konoha care au murit. În luptă, bineînțeles. Înțelegând intenția lui Danzo, Hiruzen a decis să-și asume responsabilitatea pierderii, renunțând la funcția de Hokage. La o întâlnire cu Consiliul Tărâmului de Foc, Danzo a sugerat cu tărie ca Orochimaru să fie numit al patrulea Hokage. Hiruzen totuși a subliniat că Orochimaru devenise înfometat de putere și dădea semne de intenție sinistră. În cele din urmă, Minato Namikaze a fost ales al patrulea Hokage în unanimitate, excluzându-l pe Danzo, care a detestat ideea, considerând că urmărirea ideologiei lui Hiruzen va distruge în cele din urmă Konoha. Din cauza lui Danzo, clanul Uchiha a avut parte de cele mai mari nenorociri, pentru că în timpul atacului lui Kurama asupra Konoha, Danzo a insistat ca cei din clanul Uchiha să nu aibă voie să se alăture în apărarea satului, temându-se că cineva ca Madara Uchiha va profita de situație și va folosi vulpea cu nouă cozi împotriva Konoha. În cele din urmă, el l-a convins pe Hiruzen ca cei din clanul Uchiha să protejeze doar cetățenii și să evite lupta cu cele nouă cozi. După ce Kurama a fost oprit, Danzo a fost unul dintre bătrânii care bănuiau clanul Uchiha și a început o operațiune de spionaj, mutând clanul la periferia satului. Cu al patrulea Hokage sacrificându-se pentru a sigila vulpea în fiul său, Hiruzen și-a reluat cu umilință rolul de Hokage spre disprețul lui Danzo. Danzo s-a apropiat de un tânăr îndurerat, Kakashi Hatake, ce-și pierduse și coechipierii, maestrul, dar și mult mai devreme tatăl, observând că era ordinul lui Hiruzen ca tinerii, chiar și de rang înalt precum Kakashi, să nu ajute la lupta împotriva celor nouă cozi, împiedicându-l în cele din urmă pe Kakashi să-și salveze maestrul și pe soția acestuia. Convingându-l pe Kakashi de faptul că Hiruzen nu era cel mai bun pentru viitorul satului, Kakashi a fost de acord să se alăture diviziei Root a lui Danzo și să-l spioneze pe Hiruzen pentru el, dar Hiruzen a fost un vulpoi bătrân și s-a prins. A trimis mai mulți membri Root pentru a-l asasina pe Hiruzen, cu toate acestea, Hiruzen a scăpat, pentru că era un Hokage deosebit. Întrucât Danzo se temea pentru viața sa știind că va fi executat pentru acțiunile sale de trădare, Hiruzen a ales cu calm să-l cruțe pe Danzo, păstrând acest eveniment secret cu condiția ca Danzo să-și dedice viața protejării satului. Danzo a declarat că naivitatea și îndurerarea lui Hiruzen vor duce la sfârșitul său într-o bună zi și a avut dreptate. Mai târziu, Danzo s-a întâlnit cu Orochimaru, spunându-i despre evenimentele recente și a insistat să nu se întâlnească pentru o vreme, de teamă că Hiruzen ar putea realiza că el și Orochimaru se aflau în spatele răpirii mai multor cetățeni din Konoha. Cu toate acestea, Orochimaru a făcut un alt implant pe Danzo, luând brațul plin de Sharingan al lui Shinuchiha și adăugând celulele lui Hashirama Senju peste cele ale lui Danzo. Danzo a fost invidios pe maestria și iubirea pe care o primea Hiruzen ca și Hokage și nu a înțeles nimic din bunătatea de care dădea dovadă acesta. Ar fi putut să învețe multe de la Hiruzen dacă ar fi avut un caracter mai umil, dar iată că s-a transformat într-un bătrân morocănos. Din cauza că Danzo a mutat clanul Uchiha la periferie, aceștia au început să se revolte în timp până când au hotărât să dea o lovitură de stat. Ei bine, Hiruzen, la propunerea lui Shisui, a fost de acord să-l lase să folosească Koto Amatsukami pe Fugaku pentru a opri lovitura de stat, dar din păcate Danzo a înțeles total greșit ce înseamnă să protejezi satul și i-a furat ochiul drept, păcălindu-l pe Shisui cu un Izanagi. M-am supărat la faza asta pentru că Shisui nu și-a dat seama că Danzo are și el un Sharingan în ochiul drept, dar oricum s-a sinucis ceva mai târziu. Când Hiruzen a decis să pună capăt revoltelor în mod diplomatic, Danzo s-a întâlnit în secret cu Itachi și l-a invitat să aleagă între a-și măcelări clanul, prezentându-i opțiunea de a-i ucide și de a-l cruța pe fratele său mai mic Sasuke, sau lăsându-i pe cei din Uchiha să treacă prin lovitura de stat, și cu toții știm ce a ales Itachi. După ce că l-a împins să facă asta, nenorocitul l-a făcut pe Itachi țap ispășitor pentru tot. Nici măcar Tobirama n-ar fi făcut așa ceva, chiar dacă nu i-ar fi spus Hashirama niciodată să nu maltrateze clanul Uchiha. Și știm că Tobirama nu prea suporta clanul Uchiha. Dar era corect. Danzo a sperat să fie Hokage și a profitat de invazia lui Pain în Konoha
Yamaha și chiar mă întreb unde era el atunci când ar fi trebuit să protejeze satul. Probabil că stătea închis în casă și își dorea ca Tsunade să leșine cât mai repede ca să-i fure titlul de Hokage. Nici măcar pe Daimyo-ul țării de foc nu-l respecta și l-apostrofa într-un mod agresiv, motiv pentru care săracul n-a avut de ales decât să-l numească temporar Hokage, dar neajungând în mod oficial liderul satului ascuns între frunze, pentru că s-a dus la summitul celor 5 Kage și acolo s-a întâlnit cu Sasuke, ce știa de la Tobi că Danzo a ținut secret misiunea lui Itachi și l-a făcut un ninja dezertor pe nedrept, motiv pentru care Danzo a și plătit, toți fanii fiind surprinși la final că totuși Danzo a recunoscut că nu a fost la fel de bun ca Hiruzen și că tot ce și-a dorit a fost bunăstarea satului, dar bineînțeles în felul său. Danzo putea folosi mai multe transformări ale naturii, care include eliberarea vântului, a pământului, a apei și a focului, precum și a eliberării Yin și Yang. Era deosebit de priceput în eliberarea vântului, expirând atacuri puternice pe bază de vid, care puteau fie să taie ca lamelele, fie să străpungă ca gloanțele. Dacă era necesar, putea folosi variații îmbunătățite sau localizate, dintre care unele erau suficient de puternice pentru a distruge o cupolă de lemn extrem de durabilă sau pentru a deteriora apărarea unui Susanoo. Datorită celulelor lui Hashirama, el putea să folosească ochiul lui Shisui mult mai des decât orice altă persoană, ajungând să-l folosească la doar câteva zile în comparație cu 10 ani, cum ar fi fost pentru orice alt shinobi, care nu avea Sharingan. După moartea lui Danzo, Kakashi și Tsunade au rezolvat problemele cauzate de el, cercetând facilitățile și membrii rămași din RUT. Cu toate acestea, nedorind ca foștii membrii RUT să fie ostracizați din cauza istoriei lor cu Danzo, cei doi Hokage au decis să nu-și anunțe public raportul final. De asemenea, unul dintre cei mai fidele adepți al lui Danzo și cercetători de top, Tanuki Shigaraki, supărat din cauza morții lui Danzo și din cauza desființării RUT, dorind să se răzbune, a lucrat pentru a-și finaliza proiectul final încredințat de către Danzo, care se numea Gozu Tenno, ca mijloc pentru obiectivul său. În cele din urmă, foștii săi subalterni, cum ar fi Sai, au ajuns să accepte că acțiunile lui Danzo, deși autentice pentru a proteja satul, au fost greșite și au dus doar la suferințe. Danzo este un personaj pe care îl iubești să-l urăști și fără de care n-a fi avut o poveste atât de diversificată și interesantă. Mulțumesc pentru atenție, în special membrilor canalului. Lupu, Rahim, Andrei, Talia, Iosef, Lorento, Kona, Daniel, Traian, Radu, Vlad, Eduard, Nitro, Porumbelul, MyStyle, Roberto, Mihai, Rareș, Florin, Mihai, Cheos, Jäger, Boy, Mihai și Prink. Dar și vouă pentru că ați fost alături de mine. Ne auzim la review-ul ultimelor episoade din Boruto. Nu am uitat, dar am așteptat să ajungem într-o zonă mai spectaculoasă din anime.